Și salutare, băi, fraților, și bine m-am regăsit acilișarea un nou episod. Le avem aici și pe Alex Marvun145, care m-a întrebat dacă fac vlog, fac video. Salut! And that's like, let's see. Suntem aici la BSIJ. Vom lua și noi mașinuța și vom merge și noi într-o mică patrulă. O luăm pe asta așa mai neagră, nu știu, place mie, situația dacă duc cum o. Așa. Hai să ne urcăm și noi la volanul ei. BSIJ. Vedem și noi aici, câte sunt lumile. Merge, bun. Avem și primul apel. Că cineva m-a împușcat. Avem informații cum că este de la Larisa. Da, deja de la doamna Larisa. Este pe centru și că e împușcată. Hai să mergem repede, rapid pe centru. Antitero aici. Cred că am văzut. Ui, trage, 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 trage. Repede, 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 repede. Hai, mă. Vine repede că am luat AK-ul. Care trage? Care o tras? Dacă nu, domnul a sunat de la poliție. Ui! Ce faceți aici, băi? Ui, ui! Am asumat. Sper că am fi făcut. De ce i-ai dat J? Dacă îi dai și jail. Hai să vedem ce explicație are omul meu. Hai să-l arătăm de data asta. Tura viitoare nu mai da puf la toți. Dacă e să... O dai... Oh. Bă, deci... Hai să urcăm sus. Ne lăsăm arma să vin. Mă spam, da, nu știu dacă... Poate să fie anume polițist. Păi... Mamă! Ce mă speriai? Hai să lăsăm asta pentru adminii care poate sunt deja pe joc și sunt la o echipă.
Noi să mergem mai înainte. Disponibil. Perfect. Închidem radio. Vrem acolo frumos SIAS-ul, cred. Ia să vedem SIAS-ul, da. Activitate și pe la SIAS, toate bune și frumoase. Am ieșit puțin din oraș. De fapt, nu, cred că încă suntem pe raza. Da, asta e centura orașului, scuzați-mă pe mine. Asta e centura orașului, uite, aici e și baza. Exact, exact, centura orașului. Da. Și că s-au mai făcut mici update-uri pe aici pe acolo. Se pregătește un mare update. Ceea ce constă schimbarea mapei, din câte am înțeles. Update la mașină, adică vor fi mai calitative, vei avea mai multe opțiuni, gen să închizi, deschizi trape și că și ceva de geamuri, să dai geamurile să le închizi. Mi se pare super dacă reuși să fac chestia asta. Totodată și ceva de grafici, și că se vor mai zice. Se vor mai băga, pardon. Acum, na, vedem. Știu că și voi m-ați spamat pe mine că trebuia să iasă gen în luna lui iunie, iulie. La sfârșitul lui iunie, la începutul lui iulie. Dar, na, am intrat și alea că gen toată echipa, nu numai eu. În concedii, în deasea, în vacanțe, în ce vezi voi. Și atât echipa administrativă, da, cât și cea de developing. Dar bine, cei de la develop... Dacă nu mă înșel, un developer nu a intrat mai deloc. Dacă nu mă înșel, și chiar am mai lucrat în plus, gen suplimentar pe aici pe acolo. Trebuie să-i mulțumim și lui. O să vedeți voi oricum credite, nu e asta o problemă. Și în descriere, dacă ați ajuns deja până la minutul ăsta, o să vă las un videoclip cu așa o mică parte din mapa ce va urma. Este postat pe canalul de YouTube al founderului jocului. Adică voi fi eu owner, dar nu sunt founder. Adică sunt unul dintre persoanele care deține acest joc, dar nu sunt cel care a creat acest joc. Care deține, da, se mai ocupă cu, nu știu, eventualele probleme, abuzuri, cum a fost și aici, așa mai departe. Ne mai ocupăm cu multe, dar așa. o scurtă mică paranteză. Era o regulă, nu te uita niciodată în spate. Acum ca să știți și voi, din paranteza. Așa, deci eu sunt doar unul dintre ownerii, da, deci unul dintre persoanele care deține acest joc, dar nu care o și creat acest joc. Eu nu prea am treabă la developing, că mai venit eu cu idei, gen să facem și aia, să facem și aia, sau să punem și aia, sau să facem așa, sau nu știu, să... Păi dacă mă opresc imaginea drumului ca să treci, tu de ce intri în mine? A, că vrei să vorbești cu mine, te-am înțeles. Salut! Te ascult! Vreau să închidem puțin ochii. Scriem... this. Sunt în grupul ăla. La fel și voi, dacă mai aveți alte întrebări, nu veniți și mă luați direct pe mine, că vedeți, vedeați, că acum nu mai vedeți, că mi s-a scos accesul. Da, vedeați, nu se mai vede acum. La chat, pe general,
tu vă vei primi un răspuns. Nu toți. Dacă vă mai claxoneze din cauza că gen cu plăcere sau salut sau te pup, papa, știți, de astea. By the way, știți și voi ce scrieți sus pentru orice întrebare sau problemă, scrieți semnul exclamării help. Hai că apeși frumos, te duci cu mouse-ul, sper că mi se vede până sus. Stai, n-a zis nimic. Se vede până sus. Apeși aici. Scrii semnul exclamării help. Dai enter. Și cam mai e. Nimic mai complicat. No. Presupun că e bine, mă. Au. Nu, m-a căpiat. Au, stai că mă dau. Să nu zici că mă tragi pe dreapta. Deci dacă mă trage pe dreapta... Deci omul ăsta chiar m-a dat pe dreapta? Mă rog, continuăm de ale noastre. Hai să luăm puțin și pe partea aia de sus. Ce zice să luăm? Hai să luăm pe aici, pe sus. Da. Hop, hop. Stai, au. Hai să ucegem și noi pe aia. Uiii, era o abinome. Mamă, ce mă sperii. Am luat puțin mâna de pe mouse ca să apăs gen pe tasta numărul 4. Mi-a fost lene să-mi duc degetul până acolo. Și-a venit albina pe mouse-ul meu. Mamă, stai așa că m-am uitat în cameră. Dar de ce? Explică-mi și tu mie, ci că stai. Păi tu mă împingi, gen. Deci jur că fac rău la băiatul ăsta. Zici ce vrei, hai. Aha, și acum merge înainte. Da. Poftim cultură, ce să vă mai zic. Poftim cultură. Era casa mafiei lângă munte. I mean like, why?
Urgent. Hai să vedem, na, ce cu Casa Mafiei acolo, lângă Monte Iasa, după care am trecut-o, dacă nu încerc. Pe lângă care am trecut-o? Pe lângă care am trecut? Mamă. Ce zice? Mamă, ce-ai pierdut controlul, bă, dar ce mișto, mersei! E mișto să dai casa pe curbe, că gen are suspensie așa, tank. Nu știu. Păi închide sirena, băiatu. Închide sirena. No. Se mai întâmplă și de astea? Cred că eu dac crash jocul, că altfel nu știu cum mi se obsesc mașina. Să poate și-o lua kick. Mai știi? Oricum avem adminion. Avem adminion mai tot mereu, așa că, deci... Se și vede, deoarece nu mi-ați umplut așa de tare DM-urile cu șterge mașina. Vezi că nu e admin pe joc sau nu știu eu ce. Avem adminion. Și modelator și tot ce vezi. Avem și pe Discord chiar oameni. Deci, suntem o comunitate serioasă. Uitați aici. Ce frumos se vede. Uite, mergea acum camera aia. De la develop. Gen. Nu știu cum se zice. Ne-am asigurat și de... Aveți nevoie de asistență medicală? S-a anulat. Ce-o poți de numai? Hai să mai dăm o tură de exterior. Cred că după aceea ne vom duce la baza de la BSIJ înapoi. Și pe acolo cred că ne vom... Opriți și noi pentru ziua de astăzi videoclipul. Uite aici două zube de smurt. Foarte faine și frumoase. Mamă, ce merge, ești nie bun. Una merge, alta nu. Una se bagă în depășire, celălalt nu-l lasă. E convoi, e... Op! E ceva. Ați rămas în depășire. Mă, mai avea lag. Să o pe marginea drumului, ok. Posibil să am eu lag. Nu zic nu. Mă, dar e frumoasă după n-am și să o zic. E mișto. E așa negru cu... Țină pe aici a scăpat un grei, un ceva, un albastru de la lumini. E frumoasă, nu? O să comentez. Aici are voie doar maxim șeptica. Șeptica! Au. Puteam să jur că voi face așa ceva. De asta mergi și mai ușor. Da, așa. Stai că, că mă dau să facem rol pe numai să.
Sunteți ok? Da, dar dumneavoastră sunteți ok? Ați pățit ceva? Mamă, nu urla! Mamă, nu urla! Smurdu vrea să treacă sau? Vreți asigurarea? Cam da. Și un număr de telefon. Vorbim și noi cu frumosul, na. O, m-a greșit taie, dar nu aveți loc. Asta așa. Slash me. Face poză. Asta am verificat și eu, că na, că dacă nu îmi dădeai valabile, na. La fel. Smurdu cred că așteaptă ceva apeluri, dar n-avem. Ce apeluri să dăm? Mergem la secție de pune masa la șef și... altceva nu știu ce să mai facem. Cam atât pe astăzi. Te-ai băgat în depășire, dar nici nu mergi, nici nu... Băi, băiatule! Echipaj polo de la rutieră disponibil. Perfect. Eu v-am zis, e activitate, e roleplay. Adică da, mai găsiți poate puțin... o mică scăpare de fail lor, precum am închis și eu ochii la începutul videoclipului, acela cu abuz, gen abuzul de cătușe, puțin, nu prea tare, că, na. Mai niciunul nu prea sunt pe aici, toată lumea greșim, trebuie de înțeles până la urmă, oameni. Vom da o raită de centru până pe mijloc și ne întoarcem una pe partea cealaltă. Uite acolo și un pol de poliție, totul. Frumos. Uite aici fetele de poliție, tot ce trebuie. 4 mașini de poliție. Mai sunt și mașini pe la noi aici, uitate. Hai treci, dacă vii pornit, nu o să mă bag în fața ta. Nu dan mine. Să cred că... mă, dar e deja a treia oară când sunt lovit. Au! Ok, trebuie să avem grijă. Nu, tu cred că ți-o cauți. Cred că ți-o cauți așa. Cred că ți-o cauți așa puțin. Urmăresc un mașă de roza care a scos arma. Roșu. A. Vine poliția din spate și mă amenință. Cred că vine din față, e liber, bun, aici.
Simt și noi de pe drum. Ușor, ușor, ușor. Ne asigurăm. Vine smurdu, lăsăm să treacă. Hop, hop. Parcăm și noi mașina frumos. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați fost aici alături de mine și că ați rămas până aici în caz ați avut răbdare și na, nu v-am plictisit deja prea tare. Eu vă urez în continuare o seară minunată și toate cele bune până pe data viitoare. Nu uitați să rămâneți sănătoși și v-am salutat. Pa, pa!